USU, nominalizări, Sergiu Pavel Dan, Iulian Dămâncuș, Vasile Gogea, Ionuț Miloș și Mircea Tomuș, domnul Mircea Tomuș. Premiul Ine Boițescu îl primește domnul Mircea Tomuș pentru două volume, apărut în 2015, un text ascuns în romanul Ion de Liviu Rebreanu și O mitologie a unor actrici moderni în romanele Orcasei Pavladar Brângescu, ambele apărut la da, am să zic două cuvinte. Sunt două volume, cele premiate, de fapt, la Petro Eseu, pentru cărțile de anul trecut. Ambele și volumul despre romanele Hortensei Papadat Bergescu și volumul despre romanul Ion, fiind sau propunând, de fapt, o relectură a unor opere intrate deja de multă vreme în receptarea critică, în manuale, în spațiul școlii, altfel spus, creații de anvergură receptate ca atare și impuse, oarecum definitiv. Acest definitiv însă, cred că tocmai acest definitiv îl are în vedere drumul Vistadinos, un critic și istoric literar de anvergură, de mare importanță, există multă vreme,